friptură de raci. Racii însemnă niște teci de ardei puse de cu toamnă la păstrat, înșirate și puse la uscat, iar acum le vom curăța și le vom hidrata puțin, să prindă forma lor așa și le umplem cu cu secretul nostru, secretul gustului. Secretul locului, dar da. Vreau să vă întreb, cum se conservă acești raci? Când a spus raci, eu mă uitam în coș, credeam că sunt acele viețuitoare din apă. Nu, e un soi de ardei care se găsește doar în partea Oltului. E un pic mai tare la coajă. Sunt foarte rigizi. Da, dar punându-i în apă călduță și asta se hidratează. Deci și asta e unul din secrete. Da, și recapătă forma lor ca și cum au fost aici de prima dată. Folosim ceapă, praz, morcov, ardei roșu, proaspăt, cartof și orez. Deci se toacă toate legumele. Toate legumele. Se pun în acest bol. Da. Se călesc. Cât trebuie să se călească? Că și aici este o tehnică. Aproximativ 10 minute. Ultimul ingredient, ne trebuie o lingură, două de făină, să putem să-i legăm puțin consistența. Toate aceste legume trase putem prin tigaie. Și apoi cu o lingură, două de făină, să legăm aceste legume. Acești ardei care sunt deja la hidratat, îi umplem cu umplutura care am călit-o. Da. Și apoi îi punem la cuptor, în tava cu ceapă, altă ceapă, da, și cu cartof. Dar cât trebuie să stea la cuptor și la câte grade? La cuptor trebuie să stea 45 de minute, 180 de grade. Au trecut și cele 45 de minute. Simțiți? Simt mirosul de raci, de aici din zona, din sudul Olteniei. Are un gust aparte. Orezul se vede că este prăjit cu legume. Sarea este îndeajuns, nu este condimentat și în primul rând se simte dulceața ardeiului. Deci ăsta e secretul. Mă bucur dacă v-a plăcut și dacă v-a încântat papilele gustative.